nu prea propun, că după aia nu mă ascultă nimeni. Prezent la Gala Balaci, unde tânărul Bayram a fost desemnat cel mai bun fotbalist din 2019, Gica Craioveanu nu s-a arătat prea încrezător în titlul pe care oltenii îl rătrânesc de atâta vreme. Noi oltenii știm să ne bucurăm. Știm să ne bucurăm și n-ar fi rău să ia echipa din nou campionatul. Sunt perioade foarte grele în viața unui club, unei echipe. Nu l-a ajutat gazonul la început, când poate avea multă nevoie de el. Acum pare că s-a schimbat și cred eu că echipa se va schimba. Cred eu că se va impune. Eu cred că vom fi în primele trei. Victor Pițurcă a lipsit de la petrecerea juniorilor de la stadion și a confirmat că nu mai continuă la Craiova dacă echipa iese din lupta pentru titlu. V-am spus că am venit să câștig campionatul. Nu mă interesează locul 2, 3, 4 sau să crezi jucător. Nu am șanse, plec. E simplu.